România se află într-o perioadă de 30 de zile de stare de alertă, care va expira săptămâna viitoare. După ce președintele Klaus Iohannis a afirmat că există intenția de prelungire cu încă 30 de zile a stării de alertă, premierul Ludovic Orban a anunțat că guvernul va prezenta pe 16 iunie un act normativ în acest sens. Unul dintre cele mai dezbătute subiecte din această perioadă în România este cel legat de prelungirea stării de alertă în care se află țara. Primul ministru Ludovic Orban a anunțat ieri că va propune prelungirea stării de alertă marți 16 iunie, atunci când expiră cea actuală. Decizia o vom lua săptămâna viitoare, la finalul perioadei pentru care am declarat stare de alertă prin hotărâre de guvern cu aprobarea Parlamentului. Deci vom avea ședința de guvern la care vom adopta hotărârea de guvern pentru prelungirea stării de alertă săptămâna viitoare, în prima ședință care se va organiza. Se știe că starea de alertă este instituită până în data de 16 iunie inclusiv. Obligația noastră este să adoptăm hotărârea de guvern de prelungire a stării de alertă până la expirarea perioadei, adică hotărârea de guvern va trebui publicată în Monitor oficial în cursul zilei de 16 iunie. Premierul a făcut și unele precizări privind necesitatea prelungirii stării de alertă. Starea de alertă este indispensabilă pentru a putea menține în vigoare toate reglementările, indiferent că sunt hotărâri de guvern, ordine de ministru, toate reglementările care sunt necesare pentru a garanta protecția sănătății și vieții cetățenilor, indiferent unde se realizează această protecție prin intermediul reglementărilor pe care le-am stabilit. Este vorba de locul de muncă, de mijloace de transport în comun, de spații comerciale, de terase și în toate categoriile de activități pentru care există reglementări care au fost instituite doar cu scopul de a feri cetățenii români de pericolul infectării cu coronavirus. Totodată, Ludovic Orban a mai menționat că decizia de prelungire a stării nu este una de natură politică, ci una strict medicală pentru protejarea îmbolnăvirii populației cu noul coronavirus. Decizia de prelungire a stării de alertă nu este o decizie care are un conținut politic și din acest motiv am fost mirat să văd că se politizează acest subiect. Decizia de prelungire a stării de alertă este o decizie care este susținută de aproape toți specialiștii alături de care am muncit în această perioadă și care consideră că este singura soluție reală care permite guvernului și autorităților implicate în bătălia cu COVID-ul să aibă la dispoziție toate instrumentele necesare pentru a ține în frâu, pentru a ține sub control răspândirea acestui virus. Prelungirea stării de alertă are nevoie de girul Parlamentului. Plenurile reunite ale celor două camere urmând a vota pe această temă în maximum 5 zile de la emiterea actului normativ. În cazul în care Parlamentul va vota împotriva prelungirii stării de alertă, toate măsurile restrictive impuse de pandemia de coronavirus vor fi ridicate.